Prețul la benzină deja ajunge la 30 de lei. Eu cred că aceasta este o catastrofă pentru economia Republicii Moldova. Un euro jumate litru de benzină duce la creșterea în lanț a prețurilor la mare majoritate mărfurilor și serviciilor în Republica Moldova. Și vedem că, deși petrolul la bursă nu crește, ci pot scadă, totuși prețul la benzină în Republica Moldova continuă creșterea. De ce se întâmplă acest lucru și ce trebuie de făcut? În primul rând, trebuie de urgent de anulat legea care a fost aprobată de majoritatea parlamentară, care presupune stabilirea zilnică a plafoanelor maxime la prețul la benzină și motorină. Vă explic de ce. Unii importatori au stocuri la prețuri mai mici importate, dar atunci când se calculează în fiecare zi independență în funcție de prețul plaț, practic operatorii sunt puși în condiție să spună deodată prețul maximal. De ce? 1. Anulați de urgență legea și 2. Anulați accizul și TVA-ul la benzină și motorină, măcar pentru o anumită perioadă.